Antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraș, a aflat astăzi decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, care a judecat eliminarea tehnicianului de la meciul cu Astra Giurgiu. În baza articolului 52.1.a se sancționează domnul Petre Grigoraș, antrenor CS Pandurii Târgu Jiu, cu suspendarea pentru 4 jocuri și o penalitate sportivă de 10.000 lei. Se arată în comunicatul Federației Române de Fotbal. Grigoraș nu a putut fi alături de jucător pe banca echipei Pandurii la meciul cu Oțelul Galați. Tehnicianul are deja 2 meciuri oficiale în care nu s-a aflat pe banca tehnică a echipei, la partida de Cupa României cu Șoimi Pâncota și la meciul de luni cu Oțelul Galați. Principalul gorjenilor a stat într-o lojă a clubului Pandurii în prima parte a meciului, iar la pauză a coborât în tribună și a urmărit meciul din spatele băncilor de rezervă, pentru a fi mai aproape de jucători. Petre Grigoraș a mai fost suspendat odată, mai exact la partida cu Steaua, când Cosmin Băcilă a fost lovit brutal de Florin Gardoș, mijlocașul Pandurilor suferind o dublă fractură de tibie și peroneu. Cum totul s-a întâmplat sub privirile sale, primul instinct al lui Grigoraș a fost să intre pe teren pentru a-i fi alături elevului său. Însă nu a fost iertat de către centralul Ișvan Kovacs, care l-a eliminat.